monstrele Bed Wars pe serverul meu. Da, adevărat, ownerii au băgat, toți băieții ownerii, fondatorii, cei care au mai contribuit la organizarea serverului, au adăugat Bed Wars și dacă vrei și voi să jucați Bed Wars, este serverul non-premium, este... Oh my god, oh my god, ce se... e sunetul de începem în 3 secunde, ok. Și s-a adăugat Bed Wars pe serverul meu și vă aștept aici să jucăm împreună. Rupe, acum sunt 100 de player online, este exact ca pe Hypixel, după cum puteți vedea. Aici iteme, aici upgrade, este exact la fel. Și vă aștept să jucăm, este și de 1-8, non-premium, ce mai așteptați? Acum să vedem dacă și câștigăm, pentru că ar trebui să fie totul bine. Team Blue a câștigat arena asta. Ah, boss mi-a dat, oh, ok, am înțeles. Bă, cred că știți să jucați Bed Wars, eu știu că joc pe Hypixel, dar acum ar fi mai ușor și pentru voi să jucăm împreună, pentru că este de non-premium serverul ăsta. Armură, putem să luăm armură? Nu, n-avem destul gold, iteme, blocuri. Cred că strâng, da, din nou, ca pentru Endstone, cum strângeam și dățile trecute. Endstone, dacă mă pricepeți. Bun. Și dacă nu știți, diseară o să continui live-ul cu Outlast 2, finalul, sper că-l termin în seara asta, dacă nu știați că o să fac live stream în seara asta, vă aștept pe live diseară, o să fie totul frumii. Bă, pe ce facem asta? Punem random. Punem random așa blocuri, să nu fie nicio problemă. Poc, gata. Bun, ia. Yeah. Mamă, câte iteme, holy fuck, dar dropează iron, holy fuck, o grămadă. Hai să mai iau niște wool. Mi-au niște wool ca să putem să ne deplasăm. Hai să mi-au un stack, că e puțin. Ia auzi. Eu stau să apăr, ok? Ok. Oh my god, băi, ești nebun, stai că n-avem săbii. What the fuck, stai că n-avem săbii, what the fuck, n-avem săbii. Deci 6 iron, 20 iron, 8 gold, 4 emerald. Domnul de iron, ce facem? Nu ne complicăm aici. Ia, stai că parcă aș vrea să-mi iau și de-asta. 2 gold, hai că avem. Mamă, bă, doar... Mamă, 2 gold, doar 8 de-astea? Holy fuck, ce scump, băi. Ok, bun. Bă, hai că strângem gold atunci. Mamă, bine, iron e o grămadă. Holy fuck, de unde a venit ăsta? What? Ce-am făcut? Ah, Vico a venit și m-a omor. Ok, am înțeles. What the fuck, man? Ah, nu, acum nu mai am niciun item. Fuck. Eu cu cine sunt echipă? Cu Skynet și cu... As. 110, am înțeles. Bun. Bă, frate, și aveam și eu acolo mele. Aveam și eu mele, ranged. Nu se poate. Deci îmi trebuie 8 gol pentru sabie de iron. 8 gold, fratele meu. Oh, ok, 8 gold. Hai. Pac. Știi ceva, nu mai stau în bază, că mă complic prea mult. Cred că am stat și eu prea mult în bază, bă. Ăsta ce face? Filmează, ok. Frumos, frumos, frumos. Bă, mai tași din gură. Ok. Pac, pac, pac. Perfect. Și cred că upgrade-urile tot așa costă. Ia stai că nu m-am uitat. Upgrades. Da, cu diamante. Hai să mergem, frate. Să vedem care e faza. Ia uite-mă cu așa. Am înțeles. Bă, ce-a făcut mă ăla? Să rip direct pe el. Holy fuck. Ok, am înțeles. Hai, frate, bate cu el. Ăla a rămas spart așa. Perfect. Bă, ce-a făcut mă ăla? Bă, tu l-ai omorât pe playerul meu. Bă, nebunule. Pare rău. Am luat un diamant, ești nebun? Ia stai. A, vine cineva după mine, nu mersi, nu vreau să mă bat. Bă, dar de ce m-a dat Team Yellow, frate? Pentru că nu-mi place culoarea galbenă deloc. Ia uite mă, bă, Vico n-are nicio treabă, el vine direct pe noi să ne bată cu pickaxe-ul, ești nebun? Cu pickaxe-ul vine el să ne bată. Hai, nu mai are nimeni acces aici. Bă, hai că mi s-au mai spawnat de astea sau le-a luat băiatul, le-a luat Skynet. Nimic aici, nimic aici. Am un diamant, dar practic e inutil, deci îl pun aici. Bă, ăștia dacă toată lumea poate să deschidă chestul ăsta, pot și cei din echipa adversă? Ar fi ceva ciudat, nu știu.
Ia uite mă, bă, dar toată lumea vine aici la noi. Băteți-vă, frate. Ok. Aș vrea să-mi iau de-asta arc. Ia. Pac. Și 12 gol. Bun. Nu mi-a luat 12 gol, frate. Tă mă! The fuck? Nu merge să-mi iau? Vreau să-mi iau arc. Nu știu, are o eroare, dar oricum costă și foarte mult chestia asta. Hello pentru a raporta hacker. Ei, dau direct bani, ce mă mai interesează? Nu cred că mai avem ce să facem decât să mergem. Hai frate, ok. Oh my god, câți mai suntem? Suntem toate echipele, serios? Nimeni nu se bate? Lol. Ok. Aoleu, am văzut doi de la albași acolo. Nu, mersi. Mă duc înapoi. Cristi, filmezi? Da, filmez. Nu, chestia asta e doar ceva imaginar. Bă, ce facem, frate? Nimeni nu sparge nimic. Ce-am făcut, mă? Ce-i mă cu podul ăsta? Bă, dacă nu merge arcul și toate astea să cumpărăm sau, nu știu, am eu o eroare mică, cred că nu poate să-mi ia cineva așa. Mă, 10 diamante, ești nebun? Ăsta dropa în continuu. Holy fuck, 10 diamante. Hai, frate. Hai, frate, că am 10 diamante, ești nebun. Deci de aici nu cred că are cineva cu ce să arunce în mine, deci e ok. Ia, aici... Poate cap. Ia să mai încerc, frate, arcul. Dacă chiar nu merge, nu știu ce are. Na, nu merge. Bun. Hai să băgăm un enchant. Bum. Bum. Avem... Sharpness 2 cu aia. Holy fuck. Hai că e bine. 5 diamante acolo. Acolo. Și să avem de diamant costa... Da, 4 emerald. Bă, dar trebuie să dezactivez și o sunetul ăsta. Ia, care e? Hostile creatures. Ah. Cred că friendly creatures. Se aude prea tare ăla. Ce mă cu ăștia? Bă, dar de ce încearcă să ne distrugă pe noi? Gen, echipa roșie e fix acolo. Distrugeți-mă pe ăștia de pe margine. Bă, da, a zis frate, tipul, o mă duc, mă duc. Aoleu, ce bun e tipul! Mamă, ce enchanturi are pe acolo. Ok, s-a dus tipul. Mamă, două săbi mi-a dat, ești nebun. Cred că are șarpene și sabie de diamant. Bine, tu îți dai seama, dacă ai șarpene și sabie de diamant pe armura asta, că ți-o iei instantaneu. Dar chiar, frate, ar trebui să-mi iau și o armură, că nu mi-am luat deloc. 12 gol, 6 emerald. Ai de capul meu. Hai că mi-am luat și o armură de iron. Bă, și toată lumea vine pe noi, roșu, verde. Asta e puțin astfel, pentru că probabil playerii de pe serverul meu vor să joace cu mine și dacă pică în echipa adversă să vină să mă distrugă și asta e faza nasală. 16 diamante, vai de cap meu câte diamante. Mamă ce-au făcut aia acolo. Protecție la maxim. Oh my god, îmi sună telefonul, mă sună bunicul meu. Nu acum tataie, îmi pare rău. Ok. 18 diamante, nici n-am ce face cu atâtea diamante. Ok. Hack, ce hack, frate? Bine, dacă zice Skynet hack, atunci probabil îți iei bani. Băgăm ăsta aici, sincer, chiar nu mai avem ce să facem cu diamantele. Echipa roșie deja s-a dus, holy fuck. Echipa roșie, frate, care ăștia mergeau în continuu pe noi. Măi, șmechere, ce zici? Vrei să mai vin cu ace? Vrei să vii la mine? Să nu te arunci. E, nu mă aruncă, mă, stai liniștit, că nu mă aruncă. Hai, mă, frate. Da. O, mă, nebunule. Ui, șmecher, ui, șmecher. Da, doctor. Mamă, i-am dat 13 hituri acolo în gură. Easy. Cristi Rock PvP. Okay. Strikes again. Ok, bine. Ce acolo, echipa roșie? A, ăștia s-au dus, echipa roșie. Ok. Easy. Mamă, cu aici, ue, acolo. Nu știu ce să fac. Urăsc speed. Nu știu ce să fac.
Că s-ar putea să fie player de-ai lor acolo. Ești ceva, mă duc YOLO. Ok, nu mă mai duc YOLO. Am văzut că nu era niciun nume și asta era faza, știi? Acum s-au spawnat sau ce era pe acolo? Holy fuck. Frate, e ceva acolo. O să mă duc. Ok, sunt, dar practic nu fac nimic, băieții. Nu spune cum am văzut că îmi nebunesc. Oh, m-a văzut tipul, urât de tot. Tipul dă în mine cu pickaxe, te rog, nu m-a aruncat. Măcar am scăpat, holy fuck, e ușor. Ok. Bă, tipule, ajută-mă. Hai. Ah, ok, ăsta era de mine, m-am speriat. Stai, mă, că îmi stă, deci am atâtea chestii pe birou, n-aveți idee. Bun. Bă, dacă mergea arcul era perfect. Dar eu stau acolo acum și-și fac iteme, mă. Ne ducem? Păi zic să ne ducem, dar... Bă, care stă, mă, în apărare? Niciunul de-al nostru nu stă în apărare. Holy fuck, ești ceva, eu... Nu știu, mai schimb locurile pe aici. Dacă nu pe acolo, încercăm în altă parte, știți cum zic? Ca pe Clash. Am înțeles, Cristi, bravo. Bă, n-am avut ce să fac oricum. Dacă mă duceam pe acolo, din nou, băieții mă aruncau. Dacă mă duceam pe acolo, băieții mă aruncau. N-avem ce să facem. Trebuie să jucăm. Trebuie să fim de ăștia, mele. Mele, nu mă, cum zice, mă, agresivi. Dacă tot așa, pe apărare niciunul nu o să câștige. Și asta e faza noastră. Bun, deci ni se păstrează bonusurile, ceea ce e ok. Hai, frate. Asta, gold, perfect, dăm niște blocuri, bă, cât costă asta, 4 gold, și asta, o să iau și așa, știi, să acopăr mult mai mult asta, ce vreau asta, mi-a arătat care emeralde sau ce, în fine. Cobru și ăsta cu lemn să fie securitate maximă, în caz că vine cineva să ne spargă. Nu știu de ce. Să fie bine, să nu fie rău. Acoperim ăsta cu lemn. Hai. Și ultimul bloc. Poc. Bă, aș mai putea să iau, nu? Da, ba nu, e cu gold. E cu gold. Aș putea să iau de-astea infinite. Ești nebun? Sensul, da. Ar face acolo ce n-ar mai fi. Ok. Hai să mergem direct, nu mai avem să mai facem. Nu poți distruge acest bloc. Ai, din mapă sau ce? Ok. Bă, nebunule, ce încerci tu aici să faci? Ia uite, mă, ăsta are sabie de diamant. Holy fuck, cred că mai are și sharpness pe ea. Îi distrugem pe băieți. Oh! What? Cui m-am împins? Mamă, dacă mă împingeai și cădeam în... Cădeam în void. Hai de cap, mă, ce pățeai. Bă, ce facem, frate? Diamond maxed în 2 minute, nu știu, aia. Cred că ăsta e cel mai lung match de Bed Wars. Hai, Cristiro, câștigă. Doamne ajută, dar nimeni nu pușează și toată lumea are apărare foarte, foarte mare. Asta e faza nasoală. Și toți playerii de ei sunt buni, asta e faza. Nu dăm și noi de numbală ideea. Care nu știu a juca. Ăla se bate pe acolo. Aaaa, îi iau apărare, coaie. Tu stai seama cât apărare au ăia. Stau amândoi acolo la apărare. Nu ai ce să faci, frate, nu ai ce să faci. Ăla a căzut. Hai pe albastru. Hai pe albastru, dacă putem. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l. Oh, ce ai făcut, tăticule? Ok, deci au murit doi. Nu prea mai au resurse doi dintre ei. Deci ar trebui să fie bine. Ce faci, mă, nebunule? Ce faci? Mă, nebunule, m-am împins! A reușit să mă împingă! Nu cred, frate! M-am împins! What? Use back to... Back! Hole in floor! Back! What? Yellow bed a fost distrus de... Nu, tu glumești? Tu glumești? Nu a ieșit, mă! Ce-ai? What? Ne-a fost distrus patul! A murit cine a fost? What? Ce a fost, frate, asta, mă? Bă, tu poți să-mi spui mie ce s-a întâmplat, alineauri?
Că tu erai cu mine în echipă. Unde mai ești Skynet? Ce-am făcut, mă, frate? Bă, pentru asta trebuie să ne ducem la colțul de rușine să facem outro-ul. Cam atât a fost și cu acest video. Nu-mi vine să cred cum dracu am pierdut. Dacă mai doriți episoade în continuare, v-aș vrea să lăsați un like ca să facem mai multe episoade, să câștigăm data viitoare. Promit să nu mai pierd așa urât. Nu știu ce s-a întâmplat, cum ne-au distrus patul. Probabil eram chiar foarte agresiv și nu mai eram deloc defensiv și chiar ne-a distrus unul patul. În fine, dacă mai doriți episoade, v-aș vrea să lăsați un like. Eu am fost Cristi și ne revedem de data viitoare. Pa, pa!